Bună ziua la dumneavoastră, gospodării! Doamna Valentina, da? Da. Bine v-am găsit! Noi suntem de la compania Livrare Flori și venim cu o surpriză specială, deosebită pentru dumneavoastră. Și o să începem cu mânarea acestui buchet, din randa firmei Multicolori, așa, și desigur balonașe. Așa. O tortă cu fructe, pe care o să serviți cu plăcere. Și un certificat cadou din partea companiei noastre la salonul de unghii și estetică. Așa, nu-i nimic, auzi, el o să se suspende de tavan. Și un mesaj de felicitare care, cu permisiunea dumneavoastră, eu o să-i dau citire. Cu ocazia zilei tale de naștere, dragă mămică, cei dragi din Italia îți transmit aceste mesaje. Mesaj de la Larisa. Mămică, când am deschis pentru prima dată ochii, te-am văzut pe tine. Ființa cea mai dragă din viața mea. Ființa care îmi dă putere zi de zi să merg mai departe și care de fiecare dată când cred că lumea se prăbușește în jurul meu, gândul la dragostea pe care mi-o porți îmi dă putere să mă ridic. Te iubesc, mamă. Mulți ani. Mesaj de la Olesia. Mămică dragă și scumpă, tu ești în raza de soare din viața mea. La mulți ani. Mesaj de la Valeria. Draga mea bunică, îți doresc mulți ani să fii sănătoasă și mereu cu zâmbetul pe față. La mulți ani, te iubesc. Mesaj de la Silviu. Dragă mamă soacă, ginerile tău îți dorește un sincer călduros. La mulți ani. Și să trăiești încă vreo 100 de ani. Mesaj de la soțul dumneavoastră Valentin. Îți dorește multă sănătate și fericire. Mulțumesc frumos. Poftim, puteți să, să le oferiți, da, desigur, un mesaj de mulțumim. Le mulțumim frumos că ne-au felicitat și le așteptăm acasă de Roma cu mare nerăbdare să calce pragul părintesc să ne vedem împreună. Le mulțumesc foarte mult și dorim ca să vie el acasă. Livrareflori.md. Gestul contează.